Șirul acțiunilor de ecologizare continuă în județul Mehedinți. Organizatorii s-au oprit astăzi la Malovăț, acolo unde toate gunoaiele de pe drumurile publice au fost adunate. Conștientizând cât de important este să trăim într-un mediu curat, la această acțiune s-au alăturat inclusiv localnicii comunei. De asemenea, autoritățile locale s-au implicat în mod direct la această acțiune de ecologizare. Maratonul ecologizării a ajuns astăzi la Malovăți, acolo unde toate gunoaiele aruncate în locurile publice au fost adunate. La această acțiune s-au implicat foarte mulți voluntari din localitate. Malovăți este una din puținele comune care au o firmă de ecologizare și salubrizare, astfel încât curățenia să fie păstrată de către locuitori. La acțiunea de ecologizare desfășurată azi a fost prezent și Michescu Ion, primarul comunei, un edil gospodar și implicat, care de-a lungul timpului a venit în sprijinul cetățenilor. Michescu Ion dorește ca Malovățul să fie o comună exemplu, iar condițiile de trai ale locuitorilor de aici să se îmbunătățească de la o zi la alta. Iată că și maratonul ecologizării, organizat de Geoparcul Platou Mehedinți, a ajuns și în comuna noastră și astăzi împreună cu reprezentanții Geoparcului Platou Mehedinți am încercat să dăm un exemplu pozitiv de ecologizare a zonelor care sunt cu probleme, să spunem, în fiecare sat al comunei Malovăț și numai și la nivel de țară. Este un exemplu pe care vrem să-l dăm oamenilor, vrem să înțeleagă, să conștientizeze că natura este viață, ne asigură oxigenul pentru a avea o sănătate mai bună, atât noi cât și copiii noștri. Dacă nu avem grijă de natură, dacă nu avem grijă de mediu, viața va muri pe pământ și atunci care este rolul nostru pe această lume? Să sperăm că oamenii vor înțelege și din ce în ce să conștientizeze faptul că să nu mai trebuie să arunce gunoaie în natură și nu numai. Avem firmă de ecologizare, avem firmă de salubrizare care asigură transportul gunoaie la nivel de comună, să înțeleagă că acea taxă se plătește, se încasează și atunci de ce să mai arunce gunoi în pădure când se poate ridica foarte ușor de la poartă, fără niciun efort din partea dumnealor. Sperăm că înțeleg oamenii lucrul ăsta și eu sunt sigur că vor înțelege, dar fiecare pădure are uscături, așa că sigur vor mai fi și excepții. Încet, încet, eu sunt sigur că oamenii vor achesa la rugămintea noastră de a nu mai arunca gunoi în mediul natural. Inițiatorii proiectului Maratonul de Ecologizare, rangerii de la Geoparc Platoul Mehedinți, au fost prezenți astăzi la Malovăț. Acest maraton este o acțiune de amploare în județul nostru, menită să implice la un loc cetățeni, instituții publice, chiar și ONG-uri, astfel încât tot mai multe localități să fie complet igienizate. Maratonul ecologizării continuă și în comuna Malovăț. Chiar dacă vremea a fost un pic urâtă, ne aflăm într-o comună limitrofă a Geoparcului, pe marginea apelizirea unei păduri unde sunt aruncate foarte multe deșeuri. Am intervenit cu personalul Geoparcului, foarte mulți voluntari din partea comunității locale. Mulțumesc pe această cale celor care s-au implicat alături de noi. Așteptăm într-un număr cât mai mare, așa cum am spus de fiecare dată. Poate reușim să facem și să schimbăm ceva în mediul în care trăim. Continuăm acțiunea de ecologizare în cadrul maratonului ecologizării din Geoparcul Platou Mehedinți și astăzi suntem în comuna Malovăț, o zonă superbă. Adunăm din nou tone de gunoaie. Facem pe această cale un apel la toți turiștii localnici să arunce deșeurile în locurile special amenajate. De asemenea, avem sprijinul Consiliului Județean prin participarea doamnei vicepreședinte, doamna Ramona Cupă. Ramona Cupă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, prezentă la Malovăț, s-a implicat în mod direct, a adunat gunoaiele și resturile menajere acolo unde a fost nevoie. Aceasta a acordat o importanță deosebită acțiunilor de ecologizare, fiind prezentă în fiecare localitate unde aceste activități s-au desfășurat. Continuăm campania noastră de responsabilitate civică astăzi în comuna Malovăț. Mă bucur să văd că din ce în ce mai mulți oamenii se alătură la aceste acțiuni de ecologizare a comunelor aruncate Geoparcului Platoul Mehedinți. În numele Consiliului Județean Mehedinți vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat astăzi alături de noi la aceste acțiuni de ecologizare. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat.